Teatrul Municipal Matei Vișniec ne invită sâmbătă, 24 septembrie, ora 19, la un spectacol din ciclul teatral Actorul în prim plan. Sucevenii sunt așteptați la o serie de spectacole în care publicul este invitat să cunoască actorii prin prisma spectacolelor cu un singur personaj. Spectacolul Singură în fața dragostei și a morții reprezintă o incursiune brutală și metodică în cele mai intime detalii ale vieții unei ființe ignorate de propriul soț, dar și de societatea contemporană a consumatorilor de plăceri. O satiră analitică pentru toți deținătorii de adevăruri absolute, care o are în centru pe Franca Rame, fostă actriță și un politic italian, prima femeie candidată la postul de președinte al Republicii Italiene. Singură în fața dragostei și a morții, pe scena suceveană e Clara Popadiuc, alături de care se află la chitară Ștefan Lupu, în regia lui Andrei Munteanu.